Și trei dintre ucenici urmau intrigați pe Domnul lor, întrebători, unde și de ce ne duce pe această potecă aspră de munte? După o zi obositoare, după o zi plină de activitate și călduroasă, Domnul Hristos a ales trei dintre ucenici, Petru, Iacov și Ioan, și a invitat să meargă împreună cu el, să-l conducă într-un loc spre care el se îndrepta. Atât timp cât soarele încă mai strălucea pe cer cu ultimile raze, aurind poteca asta de munte pe care ei mergeau, s-au simțit bine. Dar odată ce era coborât după orizont, negura nopții și întunericul au frânt inima lor și i-au apăsat și i-au făcut să aibă aceeași stare care era și în afară, aceeași stare de spirit. Obosiți și Domnul lor, de asemenea, înainta încet, apăsat de povara zilei și oboseala de peste zi, pe această potecă aspră de munte. Au mers așa până aproape de miez de noapte și Domnul Iisus nu se simțea deloc rău în această condiție. Pentru că El care a creat natura, El care a așezat fiecare floare și fiecare fir de iarbă și fiecare arbore la locul Lui, se simțea acasă, acolo. Și se îndrepta spre un loc anume, încet, așa cum spuneam, sub apăsarea oboselii unei zile de activitate. Ajungând într-un loc hotărât de El, le-a spus ucenicilor să rămână aici. S-a îndepărtat ușor de ei și a început să se roage. A intrat într-o comuniune cu Tatăl. Așa cum făcea adesea în toiul, în timpul nopții, îl prindea răsăritul. În acest tip de conversație, de relație. Pentru că avea nevoie pentru viitorul care era necunoscut. Pentru datoriile viitoare. Avea nevoie să primească mângâiere, sprijin, ajutor și mai era un motiv. Și acesta aș vrea să fie și să rămână pentru dumneavoastră motivația care se va aduce pe viitor în acest loc al închinării. Mai era un motiv pentru care ei s-au dus acolo, pentru care Domnul s-a dus în acel loc și mai târziu au experimentat și ucenicii, au descoperit frumusețea unei astfel de întâlniri și ei. Și pentru toți cei care înțeleg pentru ce drumul i-a condus, pentru ce Domnul i-a condus pe acel drum aspru până în vârful muntelui, vor găsi și ei bucuria acestor întâlniri în casa de rugăciune. Când au ajuns într-un loc stabilit, Domnul se ruga și deodată slava cerului a coborât asupra lui. Ucenicii, dobărâți de oboseală, au fost treziți de o lumină puternică, zărind alături de Domnul lor, încă două ființe. Era Moise și Ilie. Erau reprezentanții a două categorii de mântuiți. Un nor a învăluit pe Domnul Iisus, iar din nor s-a auzit un glas. Un cuvânt pe care noi îl găsim scris în Marcul, la capitolul 9, versetul 7. Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcere. Aș vrea să constituie pentru toți cei prezenți, de aici încolo, acest lucru, motivația care se va aducă aici, pe viitor. Nu plecați de aici până nu simțiți că Dumnezeu vă declară și vă consideră ca Fiul Lui prea iubit. Până nu simțiți mângâiere, până nu simțiți iertare față de viața trecută. Și până nu primiți această făgăduință și această garanție a unui Dumnezeu iubitor, că sunteți Fiul Lui prea iubit. În speranța aceasta aș vrea să ne despărțim în seara aceasta, păstrând mereu în inimă o dorință vie pentru acest loc al întâlnirii, în care Dumnezeu vrea să vă declare, pentru că David spunea la un moment dat,
Să știți că Dumnezeu și-a ales un om care îl iubește. Avem acest verset în Cartea Psalmilor, capitolul 27. Și-a ales un om care îl iubește. Știți cine este acest om? El spunea despre sine. Dar fiecare dintre cei prezenți constituie iubirea lui Dumnezeu. Dumnezeu și-a ales un om care îl iubește. Și acela ești tu. Chiar dacă noi alegem, așa suntem obișnuiți în natura noastră, să alegem prin eliminare, prin excludere, cu ăștia da, cu ăștia nu. Dumnezeu alege prin includere. El spune altfel. Și acesta, și acesta. Dumnezeu să vă aleagă pe toți pentru o eternitate împreună cu El, ca fii ai săi. Amin.